And this is actually the news of the day that I brought to you. So I mentioned that we have 7 bases currently, and we will have an 8th base here in Suceava, starting in mid-December with 2 aircraft in the fleet. După cum vă spuneam la început, am pregătit surprize pentru baza de la aeroportul din Suceava și de la jumătatea lunii decembrie vom opera 2 noi destinații. You see here, as I mentioned, when the base starts, it's very soon. It's already in the middle of December, just before Christmas. So it's a good Christmas present, I believe, if someone wants to fly away to the new routes. We will have some frequency increases and 5 new routes. So in total, 11 routes, which I will show you in a minute. Considerăm că noile destinații vor debuta foarte devreme ca un cadou de Crăciun din data de 15 decembrie, iar aeronavele noastre Airbus 321neo vor opera noi 5 rute frecvențe de 3 ori pe săptămână. This means that we will add another 400,000 seats in total to the Suceava market, create 100 local direct jobs with us for the 2 aircraft, and we will actually have a recruitment event in 2 days. So if anybody would like to join with and to become a pilot or cabin crew, then please come to the event. Practic, la finalul acestui an vom avea suplimentar 400.000 de locuri în Suceava, iar aceste noi rute vor crea peste 100 de locuri de muncă. În curând va avea loc piața deschisă a locurilor de muncă, deci dacă considerați că sunteți potrivit pentru a lucra în compania noastră, aeriană, vă așteptăm. This space will also support additional jobs in associated industries. We estimate that it will be around 600 jobs that the base will support, so it will boost the local economy and also help grow tourism in the region. Estimarea noastră este de asemenea că vor fi create peste 600 de locuri de muncă în industriile suplimentare adiționale acestor noi rute. Practic, acest lucru înseamnă o susținere puternică a economiei locale și a turismului românesc și mai ales cel regional. So now I'm showing you which new routes we will bring. We have 5 new routes to Paris, Brussels, Venice, Larnaca and Vancouver. Vă voi arăta acum cele 5 noi rute din Suceava către Paris, Beauvais, Bruxelles, Charleroi, Veneția, Treviso, Larnaca, Cipru, Eindhoven în Olanda. And they are all available now to book on our website. Very excited, I think this is really, really great news for the region and also for Wizz Air coming out of the pandemic. So we cannot wait to have the passengers on board on these new flights. Aceste zboruri vor putea fi deja rezervate pe site-ul compania aeriene Wizz Air. Vor exista și informări pe pagina oficială de Facebook și de aceea ne bucurăm și vă așteptăm să fiți pasagerii noștri pe noile rute.